spațiul în care ne aflăm acum, deci este o fostă hală unde erau hrănite câteva sute de vaci. Deci are 250 de metri și este numai unul dintre cele trei ateliere care sunt aici, care nimeni nu vrea să le cumpere. Deci a fost o mare șansă să găsim aceste spații pe care le-am transformat în ateliere de sculptură. La începutul anului am făcut patru piese pentru Jardin de Tuileries, patru sfinși, iar acum lucrăm pentru Carousel du Louvre, patru statui, Le Grenier de Napoleon, deci care sunt la Paris, tot în fața Louvre. Am fost la Carrara, am ales blocurile, l-am adus aici din bloc la început, a 5 tone de marmură și l-am făcut la tehnica veche, deci totul la mână, de la început până la sfârșit. La tehnica, la cum se numește în românește, la punctator. Sunt zeci, sute de puncte, deci se face această mișcare, deci se pune acest aparat pe model. În trei puncte care se numește chef point, deci se numește în franceză. Luăm punctul pe model, da, și intrăm în blocul de marmură când este mare, intrăm până dăm de acel punct în marmură. Și așa căutăm zeci, sute de puncte ca să facem copia fidelă a sapeului. Am filmat în atelierul unde erau grajul de vaci, nu? Iesele. Iar astăzi suntem în atelierul unde erau oile, deci al doilea atelier, unde avem și creație și, lucrări de monument istoric. Unele din temele, prioritare la care, de care m-am legat a fost natura. Deci aici este vorba de un copac, deci pe care l-aveam la un atelier în Baniu, din care este un înger. Este una din temele pe care le-am dezvoltat aici în Burgundia și în Franța. Avem un marșeu la Catedrala de Reims, de 2 ani de zile, unde am mai lucrat acum, în 2015-2017, unde am făcut un goliat de 5,40 m la talia lui David de Michelangelo, iar acum avem deci, foarte mult de lucru pe catedrală, dar avem și un înger pe care îl facem în atelier, care este în spatele meu, care este în lucru, deci o parte din elemente au fost demontate, aripile, coroana și partea de soamulajului care a fost dată jos, pentru că se va face în piatră artificială.